Bine ați venit la Louvre, cel mai mare muzeu din lume, cel mai mare muzeu de artă din lume și fosta reședință a regilor Franței. Muzeul a fost construit inițial în 1190 drept fortăreață. Ulterior a fost regândit și i s-a schimbat scopul în a fi palat regal, moment în care de altfel a început și expansiunea colecției de artă. Timp de 11 ani a purtat numele lui Napoleon în semn de mulțumire pentru tot efortul lui de a extinde colecțiile de artă ale muzeului odată cu cuceririle sale. După abdicarea lui Napoleon, angajații muzeului au încercat de-a lungul timpului să returneze unele opere către țările proprietare, însă și astăzi mai puteți vedea dintre cuceririle lui. O altă poveste interesantă a muzeului este din al doilea război mondial. Cei de la muzeu, știind că forțele naziste urmau să intre aici și să distrugă tot ceea ce înseamnă artă și cultură, au mutat toate operele de artă în diferite puncte în oraș, iar naziștii, găsind rame goale, au pus aici proprietăți confiscate de ale evreilor, care au fost returnate ulterior. Totodată, angajații muzeului aveau și un nume de cod pentru forțele aliate, care transmiteau coordonatele celor unde sunt ascunse operele de artă, astfel încât să nu fie bombardate. Iar numele de cod era Mona Lisa zâmbește. Încă un fact foarte tare este că dacă ai petrece 30 de secunde, timp în care să admiri o operă de artă, ți-ar lua undeva la 1000 de zile să vezi tot ce se află în muzeu, fără să mănânci, fără să dormi, fără să mergi la baie, fără să faci altceva. Și dacă tot ai adus vorba de asta, vine și întrebarea, ok, cum vizit astfel încât să vedem și în timp util, să nu stăm aici câteva zile. Ei bine, nu trebuie să vedeți toți, sunt câteva chestii interesante pe care trebuie să le vedeți neapărat și după aia depinde de preferințele fiecăruia. Însă trebuie să fiți hotărâți dinainte cam ce ați vrea să vizitați. Când intrați, neapărat lăsați-vă haina la garderobă și luați o hartă a muzeului ca să vedeți exact cum vă puteți face traseul. Recomandările noastre ar fi: pe lângă Curtea Marly, pe lângă antichitățile egiptene și pe lângă Galeria Apollo și apartamentele lui Napoleon al III-lea. Să nu ratați! Aripa Denon conține o multitudine de opere occidentale importante pentru toată lumea, însă camera în care ne aflăm noi, cea cu numărul 700, se focusează pe puncte de cotitură a istoriei franceze. Două opere care atrag atenția tuturor turiștilor ar fi Raftul Meduzei, pe care îl vedeți în spatele meu, care se focusează pe un moment tragic din istoria navală franceză, atunci când o fregată s-a înnecat în apele Senegalului, iar 10 din cei 150 de oameni aflați la bord au reușit să reziste 2 săptămâni fără apă sau hrană. Ce este surprins aici este exact momentul în care supraviețuitorii văd barca care va veni să-i salveze. Cea de-a doua este Libertatea conducând poporul, realizată de către Delacroix în 1830. Țineți minte anul ăsta că este foarte important. Tabloul este de asemenea și cea mai cunoscută operă a sa. De ce am spus că este anul important? Poți fi păcălit ușor că ar fi vorba despre revolta din 1789, însă realitatea este vorba de revolta împotriva regelui Charles al X-lea din 1830. Ea ilustrează parisienii distrugând baricadele, iar în centru sunt conduși de către o femeie, pe jumătate zeiță, pe jumătate om, care practic reprezintă libertate. Un alt element important pe care putem să remarcăm este utilizarea steagului și a culorilor lui. Puteți vedea pe lângă steagul propriu-zis că sunt reprezentate culorile în tot tabloul, cum ar fi băiatul de la picioarele zeiței, care este îmbrăcat în nuanțele steagului. Este foarte important de reținut acest aspect pentru că utilizarea lui a fost interzis între 1815 și 1830, în timpul celei de-a doua monarhii. Practic, tabloul este un simbol al libertății și al luptei pentru libertate. O altă pictură pe care nu ar trebui să o ratați pe Aripa Denon în camera 702 este încoronarea lui Napoleon, care este atât de importantă pentru că el a folosit-o ca un instrument de propagandă pentru a-și arăta puterea și influența asupra Imperiului. Ce a făcut Napoleon la acea vreme a fost să-l aducă pe papă tocmai de la Vatican până în Paris la Notre-Dame pentru a arăta susținerea bisericii față de Imperiul format de el. Susținere cu forța mai mult, pentru că nu și-au dorit așa de mult să fie acolo. Iar această pictură, deși arată o încoronare, ea nu s-a întâmplat deloc așa. În primul rând, Notre-Dame era destul de distrusă după Revoluția franceză și deși la acea vreme a fost acoperită cu mătase ca să arate mai frumos, tot erau niște pagube vizibile care în pictură nu se văd. Un alt element din pictură care nu a fost și în realitate este mama lui Napoleon, Letizia Bonaparte, care din cauza unor certuri în familie nu a participat la acest eveniment, însă ea este arătată în pictură chiar în partea centrală. Pe lângă asta mai este și ambasadorul de la Istanbul, care cu toate că este musulman și religia nu-i permite să intre într-o catedrală,
este prezent în pictură. Totodată, toți ochii sunt concentrați către Napoleon, el fiind la centrul compoziției și în momentul în care a văzut-o, a zis că poți trece prin această pictură. O să merg pe ea? Stai, Bianca, nu, e o metaforă. Pictorul se numește Jacques-Louis David și datorită acestei lucrări a obținut multe alte lucrări după destul de importante, printre care și portretul lui Benjamin Franklin, care a ajuns atât de important încât se află astăzi pe bancnota de $100. Și după ce ne-am plimbat prin galeriile cu picturi italiene, am ajuns la vedeta muzeului, Mona Lisa. O să vorbim de aici pentru că aveți la dispoziție doar 30 de secunde să o vedeți și trebuie să stați în coadă, așa că de aici putem să explicăm și să îi spunem povestea. De ce este atât de faimoasă? Leonardo avea 60 de ani în momentul în care s-a mutat în Franța și printre multe manuscrise pe care le-a luat cu el, a luat și această pictură. De ce? Pentru că el știa că este o capodoperă și că este foarte important. Trebuie să înțelegem că Leonardo da Vinci nu era doar un pictor, ci era și om de știință, fizician, filozof și pentru el știința și cu arta erau complementare. Astfel el și-a folosit toate cunoștințele de medicină, de optică pentru a crea acest portret. Două tehnici pe care le-a folosit atunci când a pictat sunt chiaroscuro și sfumato. Chiaroscuro este o tehnică prin care creează un contrast puternic folosind nuanțe de alb și negru, iar sfumato este un fel de combinare a culorilor pentru a face tranziția între ele mult mai ușoară. Astfel ea nu are niciun contur și asta se poate observa pe o rază X care i-a fost făcută. Și toate astea pentru a crea în primul rând o iluzie 3D asupra ei și pentru a-i defini mult mai bine detaliile feței. Cel mai bine se vede asta în colțul gurii și în colțurile ochi. De ce vă spun toate chestiile astea? Pentru că 500 de ani mai târziu, un cercetător a descoperit că dacă te uiți în ochii Mona Lisei, o să-ți creeze iluzia că ea zâmbește, iar după ce revii cu privirea spre fața ei, nu o să mai aibă zâmbetul atât de proeminent. Ei bine, toate chestiile astea se leagă de cum funcționează ochiul. Avem două zone. Una percepe umbrele și mișcarea, iar cealaltă percepe culorile. În momentul în care ne uităm în ochi, este activată doar partea care percepe umbrele și mișcarea, iar în momentul în care revenim, vedem culorile, astfel văzând doar umbrele din obraj ei, avem impresia că zâmbești. Și toate tehnicile astea au fost create de Leonardo cu 500 de ani înainte să le descoperim noi. Mona Lisa este o muncă de viață pentru Leonardo, pentru că el și-a folosit toate cercetările cu privire la anatomie, a pictat mai multe straturi în care a reprezentat mușchii feței și a încercat să folosească cunoștințe de optică astfel încât să păcălească ochiul uman să creeze această iluzie. Și totuși foarte mulți oameni nu știu nimic din ceea ce a menționat Vlăduț și cred într-o legendă care spune că a devenit faimoasă în momentul în care a fost furată în 1911. Complet fals. Hai să dăm timpul înapoi. În momentul în care Napoleon a văzut-o, a cerut să fie mutată în camerele sale private, tocmai fiind considerată o operă de artă. Au fost făcute numeroase gravuri după ea. A fost menționată în scrierile lui Baudelaire și ale lui Jules Verne. Ulterior, a fost furată, v-am spus deja, pentru că era faimoasă. Și nu numai, a fost dusă în SUA, în momentul în care a explodat, efectiv, pentru că a fost menționată într-o grămadă de jurnale de presă, articole, televiziune, whatever. Și chiar Kennedy a fost prezent la inaugurarea evenimentului. Iar din acel moment a devenit un fenomen global și ai parte de asta atunci când vii să o vezi la Louvre, stai în coadă undeva la jumătate de oră ca să vezi 30 de secunde de tablou. Din păcate, din cauza popularității pe care o are, multă lume vine ca să o vadă doar pentru că au auzit și o văd doar prin prisma celebrității. Însă ce este foarte important este să stați să o analizați și să încercați să observați munca lui Leonardo, pentru că este o capodoperă cu adevărat, să nu o priviți doar din prisma celebrității. Pe aripa Denon, la capătul colecției de antichități grecești, veți găsi această scară în capătul căreia se află această sculptură misterioasă, fără cap și fără mâini, dar cu aripi. Ea se numește Victoria Naripată din Samotras, care este numită după insula unde a fost găsită. Și ea se afla undeva într-un vârf de munte, cel mai probabil fiind pusă la intrarea unui templu. Motiv pentru care și acum o avem în vârful unor scări, arătând drumul către Victorie. Înainte aici era un decor mult mai luxuriant, însă s-a renunțat la acesta pentru a pune în valoare mai bine. Ea
o ilustrează pe zeița Victoriei Niche, de aici și drumul către Victoria al Scărilor, și este înfățișată aterizând pe o corabie și fiind bătută de vânt, pentru a ilustra cumva o metaforă a efortului. Cel mai bun mod de a o viziona este să vă poziționați 3 sferturi la dreapta ei, pentru că așa se pot observa cel mai bine detaliile. Această tehnică de a pune o sculptură să fie vizualizată dintr-o anumită ipostază a fost o inspirație chiar și 2000 de ani mai târziu în arta barocă, cel mai bun exemplu fiind David al lui Michelangelo, care tot așa trebuie să-l vezi dintr-o poziție mai neobișnuită pentru a vedea cum el este pregătit să se lupte cu Goliat. Încă o chestie interesantă este că arheologii s-au întrebat foarte mult timp cum ar arăta această statuie cu cap și cu mâini. Așa că au căutat undeva la 100 de ani și au excavat ca să găsească ceva, însă singurul lucru pe care l-au găsit este o mână cu 2 degete pe care o puteți vizualiza chiar aici, lângă statuie. După ce ați terminat cu tot ceea ce înseamnă obiective din Aripadena, n-ar trebui să vă întoarceți către scările care duc către Victoria în Aripadă și undeva mic veți vedea un panou acolo care vă arată să mergeți către Venus din Milo. Zeița frumuseții, Venus, a fost descoperită pe insula Milos, insula grecească, de altfel foarte cunoscută pentru vacanțe acum. Și deși brațele ei nu au fost recuperate niciodată, poziția ei senzuală și nuditatea arată că ar fi Afrodita. Având în vedere că identitatea ei nu a fost confirmată sau informată niciodată, ar putea fi și Amfitrit, zeitatea mării, care de altfel era venerată în special pe insula Milos. Cam asta ar fi ce puteți vedea la Louvre. Detalii despre intrare ar fi următoarele. Este deschis de miercuri până luni de la 9 la 6, vineri fiind deschis până la 10, iar marțea este închis. Intrarea costă 15 euro dacă vă luați de aici și 17 euro dacă vă luați online. Dar eu v-aș recomanda să vă luați online ca să evitați coada care este aici la piramidă. Și dacă tot am adus vorba de asta, există un secret prin care să nu stați așa de mult la coadă. Sunt mai multe intrări în Louvre, iar cea pe care vă o recomandăm noi este cea de la carusel. Suntem convinși de faptul că Louvre poate fi copleșitor, mai ales că, pe lângă faptul că ești în apropierea unora dintre cele mai importante opere de artă din lume, ești constant înconjurat de oameni și de zumzetul lor. Sperăm totuși că acum reușești să-ți setezi oarecare ordine a ceea ce vrei să vezi neapărat și îți recomandăm să aloci măcar 4-5 ore pentru a vedea muzeul în mare. Totodată, nu uita să arunci o privire peste itinerarul nostru din Paris ca să vezi ce obiective am bifat, ce restaurante recomandăm și ce sfaturi am adunat de-a lungul vacanței. Până atunci, nu uita să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut, să ne dați subscribe ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm și să apăsați pe clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află. Dați un share cu prietenii și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa! Pa!